Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării contractului de delegare prin concesiunea gestiunii activităților de colectare și transport al deșeurilor în județul Cluj, lotul 2, înregistrat cu numărul 7775-02-2 pe 2020 și pentru mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj, în vederea încheierii contractului cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului ORIF în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite prin legea numărul 249 din 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje. Prezintă inițiator primar Dorin Nicolae Rojigan, raport de specialitate Serviciul Investiții, aviz Comisia de Specialitate numărul 1. Aviz patru, mulțumesc. Dacă dintre consilieri... La cuvântul colegii consilieri locali, dați-mi voie să vă prezint pe domnul Hola Sergiu, care este reprezentantul ADE Ecometropolitan ADEU, la care noi suntem membrii fondatori, și domnul Mureșan Alin din partea Supercom. O să vă spun eu câteva cuvinte despre acest proiect de hotărâre și după aceea, pentru alte răspunsuri, dumnealor sunt pregătiți să vi le dea. Aș vrea să vă precizez că, în afară de noi și Consiliul Județean, toate OAT-urile din județul Cluj au aprobat acest proiect de hotărâre. Consiliul Județean îl aprobă astăzi, sau l-a și aprobat, că ei acum au ședința de Consiliul Județean. În prima fază, nici noi n-am vrut să-l aprobăm, pentru că ne-am gândit la tarife și la majorări de tarife și la ceea ce am discutat noi în ședința de Consiliul Local în care am aprobat contractul de delegare, dar apoi, după discuțiile pe care le-am avut cu reprezentanții Consiliului Județean și ADI-ului, am dat seama că am greșit, în sensul că este vorba despre niște tarife tranzitorii până la implementarea CMID-ului. CMID-ul a stabilirii operatorului care va acționa în CMID, care în acest moment este o licitație derulată de către Consiliul Județean Cluj. Au trecut de faza de evaluare tehnică a ofertelor și sunt în faza de evaluare financiară, astfel că CMID-ul, probabil, dacă nu vor exista contestații, va deveni operațional cât de curând. Atât în ofertele depuse de către Supercom, cât și în solicitările la licitația făcută de către Consiliul Județean pentru operatorul de salubritate pe lotul 2, respectiv Câmpia Turda, Câmpia Turzii, s-au solicitat și s-au ofertat două tipuri de tarife. Tarifele care vor opera pe rampa CMID-ului după ce acesta va deveni funcțional și tarife tranzitorii până la finalizarea CMID-ului și desemnarea câștigătorului licitației. În contractul încheiat între ADI și Societatea Supercom, ca urmare a desfășurării licitației, s-au omis să se treacă aceste tarife tranzitorii. Astfel că se dorește completarea contractului cu stabilirea tarifelor tranzitorii, tarife care, repet, vor fi în funcțiune până la demararea CMID-ului. Da? Acum, asta este în mare ceea ce vreau să vă spun. Aici sunt reprezentații ADE Ecometropolitan și a Supercom. Vă rugăm să le adresați întrebări. Inclusiv domnul Pătruțiu, am invitat reprezentantul Supercom față de solicitarea noastră de la ultima ședință de Consiliul Local. Da. Cu rugămintea să ne referim prima dată la partea de atunci, așa și după aceea la... Atunci nu. Deci nu sunt discuții, atunci domnul Pătruțiu, vă rog, pe partea de super. Mă bucur că în sfârșit ați venit, nu de la ultima ședință, de la ultimele ședințe, când tot fac o solicitare să vină un reprezentant de la Supercom, pentru că au fost mai multe, mă rog, sunteți la început de activitate, dar eu am rugat, atunci ne-au întrebat foarte mulți oameni, ne-au pus diferite întrebări și n-am avut cui să le punem, pentru că nu a fost de la dumneavoastră nimeni aici. Una dintre ele era, nu s-a respectat
ridicarea deșeurilor vegetale. Și nu au fost anunțate populația, în tot orașul era tot saci erau de-a lungul străzii principale. Întâmplarea face că era pe la Minoriștilor și pe 1 decembrie, care traversează Câmpia Turzii. Și cu rugămintea ca pe viitor să se facă un anunț înainte de, dacă am sunat la telefonul dumneavoastră, apoi stați liniștit, asta am mai spus-o, dar nu erați dumneavoastră de față, stați liniștit că nu numai dumneavoastră ați pățit-o, că e în tot orașul. Păi, cu atât mai mult, nu mă încălzește că e în tot orașul și sunt care au avut vreo 20 de sași și nu i-am băgat înapoi în curte pentru că era foarte greu. Apoi, între timp, deci nu, pe chiar săptămâna asta, când s-au ridicat ceva deșeuri, cred că cele de plastic, tomberanele erau lăsate pe pista aia de biciclete, nici nu putea să treacă lumea. Am zis, bă, o fi aflat unde stau eu și de-aia au lăsat, dacă n-am văzut că în tot orașul aproape erau lăsate acolo. Nu era foarte greu să le pună pe trotuar. Deci asta întâmplarea a făcut, că am văzut acum. Și încă una care, o problemă care mi-au ridicat-o oamenii, pe viitor am înțeles că o să se plătească la kilogram. Și asta e foarte important, cum o să se procedeze. Am înțeles că sunt, nu știu, de chipuri, ceva care, în momentul, dar cine etalonează, cine verifică cântarul care e pe mașinile dumneavoastră? Mulțumesc. Da, înainte de a răspunde, o să vă rog să îmi spun și eu punctul de vedere vis-a-vis de serviciile pe care le prestați. Vreau să vă spun că dacă luăm ca termen de comparație compania de salubritate, cred că serviciile care această societate le oferă pe Câmpia Turzii sunt net superioare celor pe care le oferea compania de salubritate. V-am spus și în ședința de Consiliu Local când s-a ridicat aceste probleme și am mai răspuns și oamenilor, această societate este la început. Au angajați nu doar din Câmpia Turzii care să cunoască foarte bine străzile din Câmpia Turzii, au angajat și din comunele arondate, au angajat din Turda, sunt șoferi angajați din Turda sau chiar din Mihai Viteazu, care nu cunosc străzile, sunt la început, eu zic că merită să le acordăm o prezumție de nevinovăție, cu ghilimele de rigoare, pentru că, cel puțin din punctul meu de vedere, își fac datoria extrem de bine. Gândiți-vă numai la discuțiile care circulau pe rețele de socializare sau chiar cetățeni nemulțumiți care au făcut sesizări către primărie vis-a-vis de transportul gunoiului în acele mașini din care oricât Cristi Câmpean încerca să le tot repare și să le lipează, nu reușea și tot timpul curgea și era scandal și mirosul în oraș și mai departe. Oamenii ăștia au venit cu o flotă de utilaje nou-nouță. Modul în care se prezintă în fața cetățenilor, zic eu că este un unet superior. Da, mai sunt scăpări. Eu am avut discuții cu domnul Mureșan, cred că nenumărate, și ne-am certat de nenumărate ori la telefon și așa. Dar asta nu înseamnă că nu se vor regla lucrurile, sau eu cel puțin sper că se vor regla lucrurile pe parcurs, pentru că problemele care există la noi, eu zic că nu sunt de așa manieră încât să... mai rămân o zi, au rămas neduse gunoiul vegetal. Le duc a doua zi sau o săptămână, le duc săptămâna viitoare. Sunt situații și situații, probleme care există cu rampele de gunoi. Nu știți că până la finalizarea midului, toate gunoiile le duc la rampa de transfer temporară de la municipiul Cluj-Napoca. Acolo sunt deja, vorbim de alte tarife, vorbim de niște negocieri care se duc la nivelul Consiliului Județean și ADI-ului cu ei. Nu este chiar așa ușor cum pare, că numai gunoiul încarci într-o mașină și îl duci. Să vede plata la kilogram, din punctul meu de vedere, mi se pare absolut normal și sper ca asta să se și întâmple, cât gunoi produci, atâta gunoi să plătești. Noi venim, singura problemă care am văzut-o noi, dar care deja am discutat-o cu Supercomul, este vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în cartierul de blocuri. Și acolo știți că ați aprobat prin buget, să achiziționăm anul acesta și am semnat referatul de achiziție și caietul de sarcini pentru... nu mai știu, 9 sau 10 țarcuri din alea în care vor fi închise cu cartelă și cu alimentare solară. Fiecare țarc care va fi achiziționat va fi dat asociațiilor de proprietari care sunt repartizate în acea zonă, o să zic aici asociația 1, 2 și 3, doar aceia vor depozita gunoiul în acele țarcuri. Dacă ei nu vor să înțeleagă că plătesc cât gunoi produc
și vor lăsa, nu știu, pe Ghiță Socaciu să vină de pe Șarâț, de la case, să-și depoziteze acolo gunoiul în țarcurile lor, vor plăti proporțional cu cât membrii are o asociație, două, trei, câte ori fi acolo, vor plăti gunoiul și pentru Ghiță Socaciu care vine de pe Șarâț. Am dat un exemplu, domnul Socaciu, nu înseamnă că și faceți așa, dar vă urmărim. Și atunci și asociațiile de proprietari sunt obligate să-și se ferească să se depoziteze gunoi de la alte asociații sau de la case în țarcurile lor. Și suntem într-o discuție cu Supercom, noi am cumpărat anul acesta, anul viitor să sponsorizeze aici cel puțin partea de cartere și de alimentare solară. Vedem, acum vom reuși să ne înțelegem cu ei. Dar cred că asta este cel, dacă nu rezolvarea problemei, cel puțin un pas înspre rezolvarea problemei. La case lumea deja a înțeles, lumea folosește acele containere care, dacă vă uitați pe spate, au un cod QR, care probabil, eu din câte știu, aveți, ați primit și cititoarele de coduri, urmează să se implementeze și să facă plata gunoiului proporțional. Aș avea și o problemă, dacă tot de aici reprezentant, aici. Noi avem o biserică pe strada parcului. Până acum duceam la containere de la blocuri. Acum noi deja plătim. Da, dar dacă... De exemplu, acum, nu, eu dat, am făcut contract, nu ne-au dus nici pubele, dar trebuie să stabilim și ziua când trece pe acolo să elegă. Nu le putem scoate, că e la drum. Deci trebuie stabilit ca să vie să iei gunoi. Că noi deja am plătit pe toate lunile de când ați început, ne-au venit factură, noi am mers la tur, dar pe Armata Roșie și acolo și-am plătit. Dar gunoiul nu l-a ridicat niciodată. Și lucrurile se tot agravează, că nu mai poți să mergi să pui acolo. Toți cei care locuiesc la stradă, în momentul când a semnat contractul, a primit programul pe luna respectivă sau pe lunile următoare. În acest moment, din câte știu eu, este făcut programul pentru tot anul, până la 31 decembrie 2020. Nu ni s-au dus nici pubelele, ne-au promis. Asta e o altă discuție, da. Plus că nu... Vorbim de 8.000 și ceva, 25.000 de pubele pe câmpia Turzii. Trebuie stabilit și ziua când vine să iei de acolo, că nu e de la blocuri. Nu e că noi suntem lângă școală, în spatele școlii și numai instituții. Și nu, și-s blocurile. Deci nu, acolo trebuie, treaba asta trebuie rezolvată. Am înțeles, vă mulțumim pentru sesizare. Chiar vă rog să ne sesizați cu orice, că pe noi ne ajută să ne reglăm. Așa și învățăm câmpia Turzii. Nu toată lumea care lucrează pentru noi în zona și pe raza UAT-ului dumneavoastră locuiește aici. Atunci înseamnă că noi încet, încet le învățăm. Vă mulțumesc și pentru sesizarea legată de vegetare. Îmi cer scuze, înainte să... Acum mi-am adus aminte că au zis colegul, poate e cel mai important, ce m-au întrebat oamenii. Sunt îngrijorați că dumneavoastră ați intrat din iunie și încă nu s-a facturat nimic și unde poate să plătească. Asta cred că era cel mai important, apropo de ce zicea și domnul primar. În rest, nu pot să zic de serviciile dumneavoastră. Serviciile, exact, într-adevăr, mașinile noi, nu mai curge gunoiul din mașină pe stradă. Din punctul ăsta de vedere, nu, dar... Oricum, cum a zis și dumneavoastră, să reglați din mers deficiențele care apar. La care întrebare să vă răspund? Prima întrebare legată de vegetale. Luăm pe rând și apoi puteți dumneavoastră să-mi reamintiți celelalte trei. Da, da. Legat de vegetale, e o particularitate în câmpia Turzii. N-am știut că urmează să colectăm și vegetalele. Ne-am adaptat. Eu zic că le reglăm încet. Mai avem un pic din toamna asta, vegetale, ierburi, crengi, frunze și așa mai departe, și nu vă faceți griji. Dacă aveți sesizări, vă rog să le faceți. O să vă las încă două numere de telefon la care puteți să apelați dacă aveți sesizări. Și pe lângă asta, operaționalizăm de luni pagina noastră de Facebook, unde efectiv puteți să mergeți să scrieți comentarii, să ne scrieți pe mesaje, orice, să ajungeți cât mai ușor la noi. Și vă zic din nou, vă rog să ne sesizați, insist, pentru că noi așa învățăm și le reglăm. Altceva chiar nu mă deranjează. Vreau și eu răspund la telefon uneori, dacă sună telefonul în birou, sun, răspund, rezolvăm. Asta legat de vegetale, atâta pot să vă zic. Ne ocupăm și sperăm să nu aveți probleme, să nu fiți dumneavoastră cel care, pe care îl omitem. Dar vă rog frumos să ne sesizați. Cu programele, n-am încercat, am distribuit flyere cu programul la toată comunitatea și pe lângă asta și în momentul în care trecem cu pubelele și cu contractele
reinformăm lumea printr-un flyer. Dacă n-au ajuns la dumneavoastră, îmi pare rău. Dacă n-am ajuns cu contractele, e altă problemă și acolo, din nou, noi suntem în proces de contractare și de distribuit pubele. O să ajungem și la dumneavoastră, noi sperăm până la sfârșitul lunii noiembrie să finalizăm și contractarea și distribuirea pubelelor. Nu vrem să ne prindă nici iarna. Cam asta e despre cele două. Da, pubelele sunt echipate cu chipuri, unele au direct incorporate, pe altele punem noi. Și sistemul de plătești cât arunci o normativă europeană pe care trebuie să o implementăm. La ce vă îndrumă sistemul ăsta este să aruncați mai puțin la gunoi, gunoiul menajer. Adică vă roagă să selectați separat gunoiul, reciclabil, plastic, metal, hârtie, carton și sticlă, în vederea reducerii sumei pe care urmează să o plătiți la sfârșitul lunii. Există un tarif pe kilogram pe care îl plătiți pentru menajer. Noi cântărim, mașinile noastre sunt echipate pe șasiu cu cântare de ultimă generație, care cântăresc de la 1 kg în sus, fără nicio problemă. În momentul în care se descarcă pubela, mașina are un cititor de chip care, în momentul în care se basculează, identifică clientul, tipul de deșeu menajer per program, pentru că mașina lift nu se ridică în momentul în care pe programul de colectare am menajer și o ridică o pubelă de plastic, nu o ridică. Deci trebuie să punem pubela corespunzătoare. Asta e o altă formă de control a noastră față de angajații noștri. Cantitatea respectivă colectată, pentru că normal se colectează de 2 sau de 3 ori pe lună, 4 ori, în cazul câmpiei Turzii, se adaugă, se însumează în contul contractului respectiv. La sfârșitul lunii se emite factură cu cantitatea pe care a fost colectată. Să zicem 70 de kilograme ori tariful pe care îl aveți pe contract. Asta e cu plătești cât arunci. Și un sistem foarte bun și abia așteptăm să-l implementăm ca lumea. Ceea ce privește pubele, vă rog să urgentați și să sunt deja, mai sunt două cartiere din câte știu, încă nu sunt distribuite pubele, vă rog să urgentați deja. Știu că ați fost solicitat pe Turda mai tare, dar ați început cu câmpia Turzii, vă rog să o terminați. Pe de altă parte, vă spun că eu m-am tot cer cu ei, dar mă cer de când era Cristi Câmpean la salubritate. Oricât le spui și cu domnul Mureșan am discutat de 10 ori cu Cristi Câmpean, de 100 de ori, niciodată nu pun capacele înapoi la pubele. E ok când e soare afară, dar e nasol când îi ploaie. Da? Pe de altă parte, există o explicație în sensul, din partea lor, în sensul că au avut reclamații de la oameni care au sunat la dispecerat că nu li s-a ridicat gunoiul pentru că erau văzut, se vedeau de sus din casă că e capacul pus. Și dacă se duceau la pubelă, vedeau că de fapt gunoiul era dus, dar era pus capacul și atunci omul nu știa. Deci, pe de altă parte, îi înțeleg și pe ei. Deci cu pubele vă rog tare mult să urgentați și să le distribuiți pe câmpia Turzii. Vedem și noi suntem în negocieri și cu o locație unde să-și depoziteze niște containere mari pentru ridicarea molozului. Acum au o campanie care va fi promovată pentru ridicarea molozului în oraș. Deci eu zic că totuși se străduiesc și au viitor. Referitor tot la deșeuri, cu programul dumneavoastră în față de ridicare. Deci așa, pentru deșeuri vegetale, ziua colectării săptămâna 2-a și a 4-a, în a 9-a, a 10-a și este o notă. Se va ridica inclusiv în octombrie. Bănuiesc că au vrut să scrie noiembrie, nu? Nu am prevăzut să ridicăm și noiembrie. Am discutat deja problema asta cu... Că noiembrie nu mai sunt, sunt deșeuri vegetale. Deja avem nenumărate solicitări și pentru noiembrie. O să continuăm și noiembrie, bineînțeles. Deci puteți să vă bazați pe noi, să reinformăm lumea. Asta că la fel, în a doua și a patra săptămână. Există adresă către primărie că se va ridica și în luna. Da, o să facem o luna noiembrie. Și aia cu plata. Că sunt oameni care nu stau prea bine. Ce v-am zis? Că nu s-a facturat nimic până acum. Și știm, se acumulează și sunt care nu știm. O să poată să plătească. Știm că se va refactura retroactiv, dar avem deja în plan mai multe opțiuni prin care să putem să eșalonăm facturile, să nu pună nicio... să nu încurce pe oameni. Știm. Îi vorbim de leuți. Cu toate astea încercăm să facem să fie cât mai ușor, să nu simtă omul efectiv că plătește dintr-o dată o sumă exagerat de mare. Asta clar ne-am gândit de la început.
Eu aș mai veni cu o completare tot în favoarea lor, sau ca o laudă a ceea ce fac, și poate e bine ca lumea să știe. Cunoașteți veșnicile probleme care erau, domnule, nu mai colectăm selectiv, că oricum vin cu aceeași mașină și duc, pun tot la un loc și le duc. E bine, oamenii ăștia nu mai colectează, adică colectează cu aceeași mașină, dar după fiecare descărcare mașinile se spală. Am și prezentat și noi și ei într-un filmuleț pe Facebook operațiunea asta, pubelele se spală, pubelele mari, vorbesc de cele de la 1,1 metri cu în sus, și chiar dacă cu aceeași mașină adună astăzi plasticul, da, se spală, mâine se adună cartonul. Veți vedea că nu sunt zile simultane, una după cealaltă, în care se adune același tip de gunoi. Mașinile vor fi marcate corespunzător pentru fiecare flux și o să începem să spălăm și pubelele cetățenilor. Deci o să încercăm să intrăm și pe partea asta, facem o mică modificare la mașini, să spălăm efectiv din când în când și la oameni, pentru că... Nu. Acum aș vrea să vă întreb eu, din punct de vedere al cetățenilor, ați observat o îmbunătățire? Eu, după cum văd, așa... În câmpia turzii tot timpul a fost bine, cu, să vă zic. Exact cu asta, cu selectare, cu colectarea selectivă. Eu, din ce văd, așa, containerele ăsta, eu zic că e chiar ok, zic eu, nu? Sau dacă nu, contraziceți-mă dacă sunteți mulțumit de colectarea mult mai selectivă. Bine ca în majoritatea județului, pot să vă zic, pentru că pe partea asta de colectare separată, Cristi a făcut o chestie, o treabă foarte bună și o informare foarte bună. Chiar am fost surprins. Da? Calitatea deșeului reciclabil colectat de la populație este, nu peste medie, în top. În județul Cluj, vorbim aici de județul Cluj, România. Mă bucur să aud, mulțumesc. Cred că trebuie să insistați, eu v-am mai spus și am avut discuția asta, am avut și cu domnul Olteanu, trebuie să insistați pe conștientizarea populației. Deci trebuie să duceți degeaba și cu ADI împreună și vă rog să transmiteți domnului președinte Mânzat chestiunea asta. Deci trebuie să intensificați conștientizarea populației. Că lumea nu înțelegea de ce are un container cu capac galben, da? Și scotea la poartă, în acel container pune altceva decât ce trebuie. Da? Și nu, ei nu știau că de fapt acel container, sau de ce nu le lua sacii din fața porții, pentru că trebuie să îl depui în acel container care îți cântărește când îl pune pe mașină și așa mai departe. Dar asta numai prin campanii de conștientizare pe care trebuie să le faceți dumneavoastră până la urmă, că e atribuția dumneavoastră. Domnule președinte, eu doresc, dacă se... Vă spun că și eu mă bucur că avem în sală pe cei doi reprezentanți. Era bine dacă îi aveam acum 4-5 luni în sală și în momentul în care am aprobat delegarea serviciului, atunci am ridicat niște probleme, n-am fost lămuriți, n-am primit anexele de la ADE cu Metropolitan, anexele aferente câștigării licitației, am spus-o în ședința de consiliu respectiv. Personal vă spun că sunt mulțumit de serviciile pe care le oferă Supercomul la nivel de Câmpia Turzii, cu Misinco, pe care cu siguranță pe parcurs se vor remedia. Activitatea este una de calitate și din acest punct de vedere chiar nu am ce să spun rău. Problema este că Supercomul a participat la o licitație publică cu un caiet de sarcini foarte clar și a câștigat această delegare a serviciului de salubritate la un preț pe care noi, consilierii locali, în momentul când s-a aprobat delegarea acestui serviciu, am spus că nu este un preț, având experiența companiei de salubritate la Câmpia Turzii și știind cu ce prețuri operează dânsii, am spus că nu este un tarif suficient pentru a acoperi costurile de operare. Era clar. Am primit asigurări că dumneavoastră vă asumați anumite pierderi până la momentul în care se va veni cu modificarea de tarif. Tot atunci am primit garanția din partea domnului primar că până la sfârșitul anului nu se va modifica niciun tarif. Acum ne trezim în situația să modificăm un contract, am înțeles, cu ceva tarife tranzitorii. Nu știu, eu vă întreb, acum nu vreau să acuz
ne punem niște întrebări, noi cel puțin grupul consilierilor PSD. Nu știu, există un aviz de la ANRSC pentru această modificare de tarif, fiindcă orice modificare de tarif ar trebui să aibă avize de la autoritățile statului. Sunt ANRSC, ANRP-ul, nu știu, poate și de la Consiliul Concurenței. Permiteți-mi să vă răspund la această întrebare. În ceea ce privește dacă este de către ANRSC aprobat acest tarif, vă spun din start, nu este și vă spun de ce. Deci prin oferta financiară a operatorului Supercom s-a avut în vedere cele două tarife care spunea și domnul primar. Tariful legat de CMED și tarife tranzitorie legate de RADP. Supercom, prin oferta financiară, și-a asumat și tarifele legate de RADP Cluj, adică cele diferite față de CMID. Având în vedere oferta lor financiară, nu este nevoie de aprobarea ANRSC, nu este modificare a tarifelor, este tot ce despre ce este vorba, tarifele din oferta financiară se vor trece și în contracte de delegare. Deci oricum oferta financiară este anexă la contractul de delegare. Deci nu este nici o modificare a tarifului. De aceea nu este nevoie de aprobarea celor de la ANRSC și de la Consiliul Concurenței. Păi dânsii au câștigat o licitație pe un preț. Exact. Și asta vă spun. Fiindcă deci tarifele care au fost de la vremea respectivă asumate de către cei de la Supercom au fost aprobate și de către ANRSC. Dar, la momentul acesta, nu este nevoie de o nouă aprobare de către ANRSC. Tarifele fiind aprobate și asumate de către Supercom în oferta financiară, nu este nevoie ca la astăzi o nouă aprobare de către ANRSC și de către Consiliul Concurenței a tarifelor. Atunci pot modifica, cu tot respectul, pot modifica tariful când doresc? Nu, asta vă zic. În momentul în care se cere o modificare de tarif, atunci se va ține cont de către ANRSC, se va ține cont de toate legile care sunt în vigoare. Mai ales că nu avem prevăzut în contract nici aceste tarife tranzitorii. Asta vă spun. Deci oferta financiară a operatorului este anexă, după cum am scris, fundamentar, este anexă contractului de delegare. Și în oferta financiară, Supercomul și-a asumat aceste tarife tranzitorii, deoarece noi documentele de atribuire am scris clar că viitorul operator care va lua lotul 2, respectiv lotul 3, trebuie să-și facă ofertă, să-și întocmească ofertă cu tarifele tranzitorii, cât și tarifele cu CMID. Deci asta încerc să vă spun. Deci, prin oferta lor și prin documentația care noi am întocmit în noi ADI, s-a stipulat clar tarife cu CMID, respectiv tarife cu RADP Cluj, până la finalizarea CMID. Pe mine, vă spun sincer, nu m-ați lămurit. Eu, din câte cunosc, participarea la licitații se face pe un tarif. Acum să venim, trebuia să venim undeva la sfârșitul lunii decembrie, eventual aveau dreptul dânsii să vină cu o solicitare de mărire de preț, dar în fine, asta este. Ce vreau să vă mai spun, am văzut aici, a dat un aviz, un certificat de avizare favorabil pentru caz de urgență. Aici nu specifică nicăieri acest aviz care ne-a fost nou prezentat. Vreau să vă specific că noi am primit materialele în jurul orei 11, de aceea n-am apucat să citim tot, eu cel puțin nu am apucat să citesc tot materialul. Ce am spicuit din el, acest certificat de avizare, da, pentru existența unui caz de forță majoră, din ce citesc eu aici, este dat eventual ca ADI Ecometropolitan să nu poată rezilia contractul cu Supercom. Nu este ca o justificare a acestor tarife tranzitorii care se introduc. Deci legat de cazul de forță majoră, este vorba că Supercom trebuie să mai aducă pubelele, respectiv containerele. Da. Doar atât. Nu și-au îndeplinit toate clauzele. Și având o fundamentare clară în care spune, de având de vedere situația actuală în ceea ce privește pandemia la nivel național, nu s-au adus granulele de plastic, dacă nu greșesc, în Germania, pentru că cei din China au blocat granulele de plastic pentru de unde i-au contractat aceste pubele. Deci despre asta este vorba la forță majoră, despre achiziționarea celor pubele și respect acelor containere. Și încă o dată, legat de tarife, deci tarifele tranzitorii, care se vor aplica până în 2022,
Este clar scris în documentația de atribuire, respectiv. V-am pus și notă de fundamentare, unde v-am fundamentat exact pe fiecare parte, pe fiecare punct în parte, de ce se duce pe tarifele tranzitorii. Deci nu este o modificare a contractului, pur și simplu se trec tarifele tranzitorii care sunt în oferta financiară a Supercomului. Încă o dată, repet, oferta financiară este anexa contractului de legare. Deci nu este o modificare a tarifelor. Aceleași anexe, v-am spus, de la licitație, care au fost, nu le-am avut noi consilierii locali niciunul. Am cerut și atunci, nu le-am primit nici până în ziua de astăzi, dar asta e... Încă o dată am rugămintea, dacă vreodată aveți nevoie de ceva informație, atrezați-vă direct ADE cu Metropolitan Cluj și nu cred că în județul acesta, una dintre OAT-uri a solicitat ceva către ADE și nu a primit. Încă o dată, aceste informații legate de proiectul nostru de HL au fost transmise undeva la sfârșitul lunii septembrie, dacă nu mă știu. Noi nu le-am... septembrie 2002... Da, acum, de o lună. Asta vă zic că noi am trimis tuturor OAT-urilor aceste documente împreună cu notă de fundamentare. Clar pe fiecare punct în parte de ce este tariful tranzitoriu, de ce se face chestiile astea, deci clar justificat. Noi le-am primit, v-am spus că acum la ora 11 și ceva, n-am apucat să le parcurgem, v-am spus numai așa, pe repede înainte, în fugă. Problema este următoarea, iarăși tot auzim preț pe kilogram. Se va veni în fața Consiliului Local, mă refer la Câmpia Turzii, pentru aprobarea tarifelor pe kilogram, fiindcă licitația a fost câștigată la preț pe persoană. Și scrie foarte clar, toată presa a preluat tariful câștigării licitației, este tarif pe persoană. 5 lei și ceva, parcă, pe persoană. Și tot auzim în spațiu public, poluatorul plătește cât poluează. Și aici apare, v-am spus, un fel de neliniște și nedumerire, inclusiv în rândul nostru, ce să mai spunem, în rândul cetățenilor. Haideți să vezi, domnul consilier. Așa, deci prețurile au fost prețul pe tonă, respectiv preț per persoană. În momentul în care Supercom își va îndeplini să împartă toate pubelele, va încheia contractele pe lotul 2, pe lotul 3, atunci se va implementa sistemul plătește pentru cât arunci. Instrumentul acela economic, plătește pentru cât arunci. Prețurile sunt clare, dacă vă uitați, luat de fundamentare, este preț per tonă, respectiv preț per persoană. Deci nu este presa a luat moderonat preț per persoană. Nu, este prețul per tonă care se va plăti în momentul în care instrumentul economic va fi aplicat, plătește pentru cât arunci. În perioada aceasta tranzitorie, cu proiectul hotărâre de care aveți în fața dumneavoastră, Supercom își asumă că el se va duce cu un preț fix per persoană până la finalizarea tuturor echipamentelor care trebuie distribuite cetățenilor din fiecare OAT, respectiv încheiare de contracte, pubele, toate să fie cu chipuri, să fie pus la punct sistemul informatic prin care cantitatea de deșeu va veni în sistemul lor informatic, spunând locul, ziua, data, cantitatea de deșeu și deșeul respectiv care a fost reciclabil. Hârtie, carton, plastic, metal, rezidual. Deci asta vă zic. Deci prețul este prețul per tonă, respectiv per persoană. Deci în momentul în care instrumentul economic plătește pentru cât arunci va fi implementat, se va plăti prețul per tonă. Ceea ce este în oferta financiară a Supercom. Dragi colegi, cum am primit materialele atunci cu o oră înainte de ședința de Consiliu Local, a fost prezentat că s-a câștigat licitația per preț per persoană, nici măcar nu se spunea de preț per tonă în alte... La momentul acela când s-a câștigat licitația, s-a venit în fața Consiliului Local Câmpia Turzii. Mă refer la acel moment. Toată lumea, toți consilierii știam că se va plăti și s-a câștigat preț per persoană. Și încă se făcea, da, este sub prețul companiei de salubritate de la Câmpia Turzii, este un preț extraordinar, de aceea am și luat și noi poziție. Domnule, cu prețul acesta nu... După părerea noastră și experiența anilor trecuți, nu se justifică acoperirea costurilor de operare. Acum se pare că ajungem la concluzia, constatăm că de fapt licitația a fost și pe tonă și pe persoană. Aici, nu știu, am fost induși în eroare, n-a fost o prezentare clară
Ia vă spun că în momentul când s-a aprobat în Consiliul Local delegarea serviciului, trebuia să fie un reprezentant și de la ADI și de la Supercom să ne lămurească. Noi am stat câteva luni și stăm într-o ceață continuă acum. Noi o să mergem la oameni să le spunem, fiindcă v-am spus, dacă luăm presa, cel puțin presa locală, dar și de la Cluj dacă o luăm, toată lumea prezenta câștigarea licitației la preț pe persoană, 5,70 ceva, nu mai țin minte exact prețul, care era mult sub prețul operatorilor din zonă, știți? Și acum ne trezim, ce să le mai spunem noi la oameni, ce credibilitate mai avem noi consilierii locali și presa care a prezentat într-un mod tariful cu care va practica Supercom. Și acum a venit și spune că de fapt a fost atunci, la licitație, pe tonă s-a câștigat și pe tonă și pe persoană. Cum se va factura lumea, încă acum e într-o ceață mai mare lumea? Având în vedere proiectul hotărâre care v-a supus dumneavoastră aprobării, se va factura prețul pe persoană până la finalizarea tuturor celor asumate de către Supercom, adică împărțirea de pubele, contracte încheiate, introducerea în sistemul informatic a fiecărei pubele, ca să știe exact de unde s-a colectat, ce s-a colectat, când s-a colectat. Și, deci nu mai este obligația? Și acum, în mod normal, noi n-ar fi trebuit să votăm aprobarea prețului. Poate, eventual, să luăm la cunoștință că, de fapt, ADE cu Metropolitan a stabilit clar tariful. În mod normal, noi trebuia să luăm la cunoștință despre aceste tarife și majorarea lor, nici nu ar mai fi trebuit să le aprobăm noi fiecare Consiliu Local în parte. Domnul Holan, eu consider că ați răspuns. Cu domnul Rece ne-am învățat că nu prea înțelege și nu citește documentele, dar deja cred că domnule primar, vă rog, v-am mai spus. Domnul Rece, deci toate documentele le-ați primit. Și documentele din ultimele momente, suntem învățați de când ați preluat mandatul. Da, am văzut. Dacă la fel cei de la compania de apă în ultimii 5 ani de zile ați venit, de câte ori am invitat președintele Consiliului Local, așa nu a fost niciodată reprezentatul companiei de apă și când ați fost atacat pe compania de apă, a spus dumneavoastră consilier local aici. Când a fost momentul? Deja, oamenii ăștia nu au venit aici ca să stea slujă în fața dumneavoastră. Dar nu e vorba de slugă, dar cine ne lămurește atunci? Păi dumneavoastră înțelegeți greu, n-avem ce vă face dacă înțelegeți greu. Citiți documentele, vedeți, abțineți-vă la vot. Toți, sunteți toți convinși, mergeți cetățenilor și le spuneți. Lasă că cetățenii știu și au primit informația și o primesc în continuare și de la noi și de la Supercom și de la Dimecom Metropolitan. Că dumneavoastră nu trebuie să explicați cetățenilor, este exact problema noastră, dar ne-am învățat de atâția ani de zile că nu înțelegeți și nu știți cum să. Nu este nicio jignire, este o realitate cruntă, din păcate, ca un consilier local să nu înțeleagă nimic ce se întâmplă aici după atâția ani de mandat. Este crunt ca domnul primar să abordeze în continuare astfel situațiile și tot ce se întâmplă în Consiliul Local, inclusiv prezentarea documentelor. Chiar îmi pare rău, s-a văzut la vot, de-aia toată dreapta este PNL și toată, câțiva acolo în stânga sunteți PSD. Nu știu de ce tot timpul duceți pe partea politică. Aici că diferența între cetățenii municipiului Câmpia Turzii și dumneavoastră este că ei înțeleg și dumneavoastră nu. Eu cred că nu înțeleg, că tocmai de aceea ridicăm și noi, că noi venim cu problemele de la cetățeni. Dacă dumneavoastră credeți că ați înțeles cetățenii și știți, umblați pe stradă și vedeți ce se întâmplă. Eu înțeleg și umblu pe stradă, de-aia PNL-ul are 11 consilieri locali, nu o să aveți 5. Domnul Rece, v-a spus punctul de vedere, acum ascultăm și alți consilieri. Eu aș avea o singură întrebare, tocmai am primit un mesaj de la un cetățean care întreabă dacă puteți să estimați o dată exactă, sau mă rog, aproximativă, când se va face prima facturare. Sigur, stimat domnule consilier. Și cum se va face? Dacă se face pe kilogram sau pe persoană? Exact. Pentru că în contract, din câte mi-amintesc, nu este prevăzut numărul de persoane. Nu. Pentru că, după cum spunea și domnului consilier, se duce mergea pe instrumentele comune, plătește pentru cât arunci. Dar având în vedere că nu s-au distribuit, dar atâta timp cât nu s-au cântărit, pubelele, da? Nu au, este sistemul informatic bine pus la punct, contractele încă nu sunt indicate la toată populația, nu se poate că merge pe plătește pentru cât arunci. Atunci de asta am zis să mergem pe o perioadă de tranziție, cu un tarif fix, în care totodată o să și conștientizăm fiecare cetățean să vadă cu aproximație cam cât deșeu generează de hârtie, carton, plastic, metal, respectiv deșeu reziduale. Și legat de
tarife. Chiar astăzi am primit un mesaj și de la colegul meu, a trecut proiectul de hotărâre și în cadrul Consiliului Județean și la dumneavoastră și de luna viitoare vom convoca o ședință AGA prin care se vor aproba aceste tarife, iar Supercomul va putea să factureze începând cu luna noiembrie. Deci estimăm, da, luna nu, estimăm noiembrie. Mai mult ca sigur așa va fi. Deci așa va fi, doar sigurăm de asta. Din astea ne-am și am fost în toate consiliile locale, ne-a susținut proiectul de hotărâre, am explicat oamenilor exact despre ce este vorba, am dat documentele clare, zicem noi. Acum, de asta zic, de luna viitoare. Da, luna noiembrie, facturarea exact, se înceapă pe numărul de persoane. Exact, preț per persoană. Începând undeva cu anul viitor, dacă se va termina toată perioada de mobilizare a Supercomului, adică întorcirea de toate, așa, toate astea, atunci se va implementa instrumentul economic legește pentru cât arunci. Am înțeles. Sper că au înțeles și cetățenii exact, pentru că se așteptau să știe. Mulțumesc. O întrebare scurtă am și eu. La asociațiile de proprietari, unde sunt blocuri, după ce se instalează acel sistem cu cartelă, o să fie plata pe apartament sau o să se iei pe numărul total de persoane în asociație și o să împartă? O să... Păi totuși, nu, trebuie să fie. Mulțumesc. Fiecare punct gospodăresc o să fie arondat unor asociații de proprietari. Cantitatea totală colectată, și aici o a tras atenția foarte bine domnul primar, punctele gospodărești trebuie foarte bine întreținute, a avut grijă ca doar cei care au cartelă să arunce acolo, pentru în consecință cetățenii de la asociații respective de proprietari o să plătească pentru alții. Asta e cea mai mare problemă astăzi, că avem punctele de gospodărești deschise. Apoi, noi odată ce implementăm, distribuim la toată lumea pubelele, o să sesizăm și probleme. Adică e posibil ca unii cetățeni care poate stau în jurul blocurilor să colectăm de la ei cantități infim de mici sau chiar deloc de deșeuri menajere. O să ne întrebăm unde le aruncă. Pentru că e imposibil ca o persoană, două, să nu genereze deșeuri, atunci o să putem să facem și verificări ce se întâmplă cu deșeurile, dacă cumva cineva, că asta naște, soluția asta de plătești cât arunci, e foarte faină și foarte inovativă, rezolvă multe probleme, dar naște și alte probleme după ea. Și anume, lumea știe, dacă nu scot, nu plătesc. Trebuie să o rezolv. Și e posibil ca foarte multe probleme de genul ăsta să întâmpinăm. Noi încercăm să, împreună cu domnul primar și cu voi, bineînțeles, să o rezolvăm asta. Deci, închiderea punctelor gospodărești este urgentă. Am mai avut de exemplu, la punctele gospodărești din cartierul Blocuri, unde diversi angajați ai firmelor din oraș veneau cu dubele și aruncau gunoiul la container, fără să știe că toate punctele gospodărești din Câmpia Tuzii sunt monitorizate video. Da? Și atunci, poliția domnul Rotar a dat amenzi situația asta. Deci, au fost identificați toți cei care au depozitat de la societăți, au fost chemați la poliția locală și amendați. Vă mulțumim, domnilor. Aș dori să intervin și acum la finalul dezbaterii cu o propunere. Din experiența mea am văzut că de fiecare dată când există o procedură nouă, un furnizor nou de servicii, apar foarte multe întrebări care v-au fost adresate și astăzi aici. Ați răspuns punctual la ele, însă nu toți cetățenii urmăresc ședința de Consiliu Local astfel încât să fie lămuriți. Cred că problema aceasta ar putea fi soluționată foarte ușor dacă dumneavoastră, în calitate de prestator, ați face un sumar al tuturor întrebărilor. De ce se plătește preț pe kilogram? Cum se cântăresc deșeurile? Ce sunt aceste tarife tranzitorii? Când veți finaliza împărțirea tuturor pubelelor? Dacă avem răspunsuri clare, explicate în termeni cât mai simpliști, dați-ne un rezumat al acestora încât să putem să le distribuim, nu știu, pe site-ul primăriei, pe site-ul dumneavoastră, sau chiar atunci când faceți informări pentru populație, că am văzut că le-ați lăsat printate inclusiv programul de ridicare a deșeurilor. Mai atașați încă o foaie cu răspunsul tuturor acestor întrebări, astfel încât fiecare cetățean să fie foarte lămurit în funcție cum se desfășoară efectiv acest proces. Cred că ar ajuta pe toată lumea în momentul. Mulțumim, o sugestie foarte bună. Facem o listă cu întrebări frecvente, răspundem cât de simplu posibil și chiar o să o distribuim și către
Și către cetățeni și noi. Nu numai pentru asta, zic, și pliante, și hârtie printată, lăsată omului la poartă, încât să știe efectiv de ce plătește ceva în plus, să știe pe ce perioadă se aplică până când e finalizat CMID-ul și așa mai departe. Cred că e foarte important ca fiecare cetățean din municipiu să știe tot cum se desfășoară procesul, de ce plătește, cât plătește, astfel încât să acționeze în cunoștință de cauză. Vă mulțumesc. Excelentă sugestie. Mulțumim. Domnul consilier, având în vedere că acest proiect de hotărâre s-a adus suplimentar pe ordinea de zi și nu am apucat să vă repartizăm avizul pentru acest proiect, vă prezint în original avizul, dacă vreți, eu vreau să-l vedeți fiecare dintre dumneavoastră, astfel încât toate condițiile pentru adoptarea acestui sau punerea lui pe ordinea de zi sunt îndeplinite, inclusiv avizul Comisiei de Specialitate, Comisia numărul 1. Urmează să supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Nu am auzit, dați și zvonul. Da. Împotrivă? Abține? 7 abține. Mulțumesc. Cred. Shooting stars above the city lights.